Marian Lazăr, deputat USR, este unul dintre cei mai implicați reprezentanți politici din județ când vine vorba despre dezvoltarea infrastructurii. Acesta a ales să păstreze relații bune chiar și cu opozanții politici, toate acestea pentru mersul bun al proiectelor de infrastructură. Prezent în platoul emisiunii Analiza Zilei, deputatul USR a vorbit despre proiectele care presupun construcția a două centuri ocolitoare, una pentru municipiul Drăgășani și cealaltă pentru orașul Horezu. Aceste două orașe au primit aprobarea pentru a construi centuri ocolitoare. Activitatea mea a fost de a pune în legătură primăriile cu Compania Națională a Drumurilor, cu CNAIR, prin crearea parteneriatelor. Am reușit să facem treaba asta acum 2 săptămâni. Documentele în momentul de față sunt trimise de către cele două primării. Acum urmează activitatea de parte de documentație, realizare, proiect tehnic, analiză, studiu de fezabilitate în cadrul CNAIR. Este o activitate care va dura undeva până la 6 luni. Nici primăria Drăgășani și nici cea din Horezu nu sunt nevoite să participe cu fonduri din bugetul propriu pentru aceste proiecte. Costurile vor fi suportate de către CNAIR, adică cele două primării nu vor scoate bani din bugetul primăriilor pentru realizarea celor două centuri ocolitoare. Singura acțiune pe care trebuie să facă cele două primării este ca în momentul în care se termină partea de documentație din CNAIR să scoată la licitație lucrările respective în condițiile impuse de CNAIR și pe regulile noi de caiete de sarcini. Deputatul Marian Lazăr estimează că lucrările la cele două centuri ocolitoare vor putea începe cel mai devreme în luna mai a anului viitor. Deputatul USR se gândește și la întocmirea proiectului pentru construcția unui drum expres care să lege județele Vâlcea, Olt, Dolj și Gorj, după modelul orașelor din Transilvania. S-a discutat foarte mult timp în ultima perioadă că Râmnicu, Vâlcea și județul Vâlcea au rămas fără drumuri expres, dar există o oportunitate și o posibilitate de a iniția drumuri expres și în județul nostru. Este o activitate destul de simplă, trebuie doar să copiem un pic pe colegii din Transilvania, pe cei care au făcut alianța cea locală între Timiș, Cluj și Bihor, prin care au reușit să inițieze un drum expres între Oradea și Arad. Pentru realizarea acestui proiect este nevoie de o înțelegere la nivelul celor 4 județe implicate, a mai spus Marian Lazăr. În momentul în care vom avea această asociere, putem merge către CNAIR și putem cere construcția drumului expres în același mod în care s-a făcut în zona Transilvania, zona între Arad și Oradea, este doar o chestiune de timp. Dacă stau să mă plâng că nu am primit drum expres, n-am făcut nimic. Mai bine mă interesez și mă duc să văd ce pot să fac ca să-l inițiez.